Suntem acum la un alt subiect care ține tot de niște bani pe care îi vom pierde. În coaliție continuă așadar să se găsească tot felul de variante pentru a mai lua din banii românilor. Practic se va considera că un salariu de 5.000 de lei este, orice este peste 5.000 de lei, este salariu mare în România și de aceea ar fi necesar să fie impozitate aceste salarii cu 30%, dacă se poate. Deci dacă ai 5.001 leu, deja intri la o impozitare cu 30% în condițiile în care și angajatorul tău plătește niște impozite imense ca să-ți dea un astfel de salariu și tu, la rândul tău, vei plăti. Deci, practic, totul se duce la stat. Tu nu vei înțelege nimic din banii pe care îi primești. Și nici angajatorul tău din banii pe care ți-i dă. N-aș vrea să comentez foarte mult această idee că 30% peste 5.000 de lei, întrucât ea reprezintă un fetiș, o fumigenă, din punctul meu de vedere, lansată pe la colțuri și, din păcate, politica fiscală se facă pe la colțuri și, din păcate, primul ministru să nu iasă el să spună că e o păcăleală ceea ce se vorbește de impozit de 30% peste 5.000 de lei. Mie mi-arată că, de fapt, este o fumigenă, cum fumigenă este și ancheta de 1 miliard de euro pe care o face DNA, de care vorbeați puțin mai devreme, pe vaccinuri, fumigenă. Adică băieții ăștia au stat de 6 la prescrieri, 5 ani, n-au făcut nimic. În cazul măștilor, în cazul aparatelor de respirat, de nu mai știu cum, în cazul furturilor de la buget, în cazul... Și acum vin cu fumigena de 1 miliard de euro ca să zică, știți, uitați de prejudiciile alea de 1 miliard de euro pe care noi, dormind ca să ne pensionăm la 4-6 de ani, le-am șters, și venim cu fumigena asta cu 1 miliard de euro pe în ceea ce reprezintă vaccinurile. Deci, asta cu 30% peste 5.000 de lei, până când nu-l aud pe Ciolacu sau pe Ciucă să zică, domne, chiar s-a discutat sau nu s-a discutat, este o fumigenă. Dar scopul unei fumigene este de a acoperi totuși ceva. Ce vor să acopere? Vor să acopere faptul că efectiv ne îndreptăm către incapacitate de plată în momentul de față. Ciolacu a zis-o ceva mai devreme, că ne gândim poate să impozităm în loc de 10%, să ne întoarcem la cota de impozitare de 16%. Deci se anunță în esență o majorare a impozitului pe venit. De ce? Ca să ții pensii speciale pentru procurori care au ieșit la 4-6 de ani și care au stat de 6 la prescrieri de miliarde de euro? Că eu, ca analist economic, așa o văd. În condițiile în care tu nu umbli la problema reală pentru care finanțele publice din România sunt nesustenabile în acest moment, iar problema reală este lipsa de capacitate politică și administrativă, lipsa de pricepere, irresponsabilitatea celor care decid în acest moment în domeniul economic, este foarte clar că te lansezi cu tot soiul de fumigene de genul ăsta ca să încerci să acoperi ceea ce va urma. Iar ceea ce va urma, știm foarte bine, noi am trăit și criza din 2008, în care au negat criza, au zis că finanțele publice sunt sustenabile și au sfârșit prin ce? Prin a aplica cele mai draconice măsuri din toată Uniunea Europeană, respectiv majorare de TVA de la 19% la 24%, care a trântit economia în recesiune și mai severă, respectiv prelungind recesiunea din România, nu la un an jumate, ci la 4 ani, cât a fost 2009-2012, majorare de TVA de la 19% la 24%, și vin cu fumigene de genul ăsta. Pregătiți-vă, astea sunt niște fumigene, dar în momentul în care ajunge cuțitul la os pentru guvernanții ăștia, care sunt abulici din punctul meu de vedere, chiar nu înțeleg pe ce lume trăiesc din punct de vedere economic, pentru că vedem că deficitele se majorează, costurile de finanțare sunt în continuare mari și nesustenabile, ne îndepărtăm de zona euro, vor veni cu măsuri ad hoc, pompieristice, nu o spun în sens rău, dar pompierii, când intervin la un dezastru, la un incendiu, vin și dau cu toporul și distrug mai mult decât ar fi distrus incendiu simplu. Asta fac în acest moment și guvernanții cu toate ideile astea. Bun, și în condițiile acestea putem totuși să ne așteptăm că poate nu propunerea asta, dar cea cu pilonul 2 sau altele complet nepopulare, hai nu din 2024, că e an electoral, dar din 2025 e posibil să ne trezim cu ele, nu? Vedem că ne putem aștepta la orice, spune Irina, la orice rău. La ceva bun nu mă aștept, pentru că la ceva bun ar însemna că DNA o să facă anchetele care trebuie, să-i scoată din funcții pe aia care fac abuzuri, care aduc prejudicii la bugetul de stat, ASF-ul să-și facă treaba în ceea ce privește supravegherea asigurărilor, nu și-a făcut-o în perioada următoare, guvernul și parlamentul și majoritatea parlamentară să ducă în parlament să constate că la aia de la ASF le-a expirat de aproape 2 săptămâni mandatul și fiecare zi de întârziere în anumit pe alții înseamnă niște
30.000 de euro pentru oamenii care au stat de 6 la fraude în asigurări de 1,5 miliarde de euro numai pe Euroins și numai pe City Insurance. Asta ar fi niște așteptări rezonabile, dar așa cum arată istoria, nu putem avea așteptări rezonabile. Da, din păcate. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, Radu Sovian, în legătură directă cu noi. Revenim